După slujba de înviere, creștinii au dus Lumina Sfântă acasă și au petrecut câteva ore alături de cei dragi. Au gustat din bucatele special pregătite pentru masa de Paște și au spus povești. Este și cazul unei familii din Sibiu care s-a înmulțit de curând cu încă un nou membru. Hristos a înviat. Este adevărat, s-a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Iasmin. Opa! El este cel mai nou membru din familia Bandi. A ajuns pe lume în urmă cu doar 3 luni, iar părinții, unchii și bunicii sunt în culmea fericirii și au dorit foarte mult să petreacă Paștele în această formulă. Foarte bucuros, mă simt foarte bine, mai ales după ce venim de la biserică, nu avem cuvinte să te poți exprima, dar când vezi copiii lângă tine și mai ales acum cu nepoții, au mers cu toții la slujba de înviere, apoi s-au retras acasă. Mama lor a umplut masa cu bucate alese pentru ca fiii ei, dar și cele două nurori, să se simtă bine și să fie mulțumiți. No, mama, ce avem pe aici? Ia spune-ți. Cozonac, ce vă place, drop, friptură de miel, salata preferată a lumoră mea, vinete, icre, ce doriți voi și sufletul vostru. Acum ne-am întors de la biserică și suntem toți împreună aici, servim masa de Paști. Am ciocnit câte un ou, roșu, verde, de toate culorile. Suntem foarte fericiți că suntem împreună. Împreună au petrecut de când se știu, țin cu sfințenii la tradiții. Totdeauna, din an în an și înainte de a se însura băieții și de când s-au însurat, suntem împreună în prima zi de Paști, ciocnim ouă, ne simțim foarte bine. După ce venim de la biserică, servim masa. Fiecare sărbătoare își are momentele unice. Crăciunul cu colindele, Paștele cu ouăle roșii și în a doua zi de Paști mergem băieții la stropit. Iar de Rusalii este mai relaxat un pic față de celelalte două sărbători. Sărbătorim înălțarea Domnului. Tot timpul așa este la noi, masa încărcată și tot timpul trebuie să se golească, altfel înseamnă că nu a fost bună mâncare. Conform unui obicei vechi din Ardeal, păstrat de sute de ani, astăzi bărbații vor stropi fetele cu parfum. Hristos a înviat, Iesus Christus fertamodot. La mulți ani!